Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vin cu câteva vești importante pentru Dacia Duster. Cineva din conducerea Renault, nu mai rețin numele, a dat un interviu pentru un site din Polonia, iar în acel interviu vorbea despre posibila dată de lansare a celei de-a treia generații Dacia Duster. Până acum am preconizat sau am presupus că acest model va fi lansat în aceeași manieră ca și a doua generație. După cum bine știți, a doua generație Duster a apărut sau a fost lansată oficial undeva prin luna septembrie 2017, sper să nu greșesc. Pe atunci nu aveam absolut nicio tangență cu Dacia, cu Duster, cu tot ce ține de off-road și așa mai departe. Aveam un Ford Fiesta galben, a fost o mașină destul de bună, foarte mulțumit de ea și nu prea aveam eu tangență cu Dacia. Prin martie 2018 am început să fac așa o idee, am făcut un test drive și în mintea mea se preconiza tot planul de a achiziționa un Duster, de a-mi face canal, de a-l filma. Și uite că 4 ani mai târziu am ajuns la peste 100.000 de kilometri făcuți cu un Dacia Duster. Dar să revenim la a treia generație. Deci, vă spuneam că a doua generație a fost lansată în toamna anului 2017, iar din decembrie 2017 au intrat în producție primele modele. Țin minte că existau anumite modele fabricate în 2017, în decembrie, care erau la vânzare pe OLX la un moment dat. Ei bine, generația a treia nu va avea același calendar, ca să spun așa, deci ea nu va fi lansată în toamna lui 2023, cum a fost 2017, ci va fi lansată undeva în primăvara sau în aprilie 2024. Nu știm încă dacă este o dată oficială de lansare. Până atunci se pot întâmpla foarte multe lucruri, se pot schimba foarte multe lucruri. Totuși, stau și mă întreb care ar fi motivele pentru care s-a devansat puțin lansarea acestui model. Nu era bătută în cui această dată de lansare sau acest calendar de lansare. Salonul auto de la Paris are loc de obicei în toamnă, prin luna septembrie sau octombrie. Probabil că Dacia a ales să prezinte alt model la salonul auto din 2023 și ei vor miza pe alt salon auto care va fi probabil în primăvara lui 2024. După părerea mea, principalele motive care sau principalul motiv pentru care a fost devansat această lansare, eu cred că ține de problema cu motorizările care vor fi disponibile pe această generație. A apărut deja o știre prin care se vorbește de faptul că cei de la Renault se gândesc la eliminarea sistemului clasic de tracțiune 4x4 cu cardan și introducerea unui sistem asemănător celui de pe Nissan X-Trail. Numai că în momentul de față Renault și Nissan încă nu se înțeleg, ca să spunem așa, la anumite aspecte din parteneriatul lor și cred că cei de la Renault tocmai din acest motiv au amânat lansarea celei de-a treia generații, deoarece vor să pună la punct toate aspectele parteneriatului și vor să știe mai sigur ce motorizări vor putea utiliza sau ce tehnologii vor putea utiliza. Tehnologii lansate sau realizate de cei de la Nissan. Momentan avem modelul
X-Trail, care la fel are o tehnologie, aș zice eu, foarte interesantă pentru sistemul 4x4, a apărut în showroom-ul Darex Auto și cu prima ocazie sper să găsim un traseu potrivit pentru a testa noul sistem 4x4. În aceeași manieră, pe prima generație de Duster până la modelul facelift, inclusiv modelul care se poate comanda în acest an, am avut sau avem un sistem de tracțiune de la Nissan. Deci sistemul de tracțiune de pe Nissan X-Trail a fost împrumutat și a fost adaptat pentru Dacia Duster și cred că cei de la Renault se gândesc să facă același lucru pentru a mai tăia din costuri, numai că momentan cel mai probabil parteneriatul cu Nissan încă nu permite acest lucru. Tocmai de aceea ei au nevoie de mai mult timp pentru a finaliza aceste aspecte. Mai există încă un motiv pentru care, spun eu, nu se grăbesc să lanseze a treia generație. Vânzările merg destul de bine pentru cea de-a doua generație și Duster-ul încă se vinde foarte bine. Știu că pare greu de crezut, însă gâsca de aur pentru grupul Renault este reprezentată de Dacia Duster. Cele mai bune vânzări, cea mai bună marjă și așa mai departe. Bineînțeles, toate modelele Dacia, chiar dacă multă lume le critică, se vând foarte bine și au prețuri destul de bune, zic eu, comparativ cu alte modele din aceeași gamă. Într-adevăr, aceste prețuri au crescut destul de mult, însă, la urma urmei, este normal ca acest lucru să se întâmple, având în vedere evoluțiile din ultima vreme. Așadar, avem o dată estimativă de lansare, aprilie 2024. Sperăm să fie o generație foarte, foarte bună, sau zic eu, mai bună decât a doua generație, și aștept cu nerăbdare să conduc un model. De fapt și de drept, aștept cu nerăbdare să conduc propriul model, pentru că în secunda în care se va putea comanda, eu voi merge și voi face o comandă și cine știe, poate o să ajungă mașina mea înainte să ajungă cele de la dealer. Dar până atunci mai este, o să treacă foarte repede. Sperăm să ajungem pe la 50.000-100.000 de abonați până în momentul respectiv și să împărtășesc cu voi întreaga experiență. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru susținere. Nu uitați să apăsați butonul de like și dacă mai dați și un share, sunteți cei mai tari. Până data viitoare, vă doresc drumuri bune și un an nou cât mai bun. Pe curând!